Bună seara, ce faceți? Bună seara, îmi pare bine să fiu aici. dați în drumul la prefect, ca să mă uit, să mă, că de obicei vorbesc prea mult. Sunteți aici unii care mă știți, am fost și acum un an, m-ați dus și acum un an, ca să nu repet același lucru, vreau să vreau să fac ceva nou. Deci, așa cum v-au spus ei, au făcut o introducere despre mine, sunt un copil țigan din România, care am plecat, am făcut niște lucruri, dar, rar, tarara, tarara le știți, mi am depășit condiția, tarara, tarara tarara. tarara ca să mai introduce despre, despre viața mea. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc că mă acceptați, că mă iubiți, că mă uh, acceptați alegerile, că îmi acceptați nebunia. Uh, sunt aici pentru un alt lucru în seara asta, să vorbim, după cum unii dintre voi, ca uh, cei care mă urmăresc pe, la podcastul meu, au observat că sunt de foarte mulți ani în, într-o căutare și o cunoaștere a sinelui. Foarte mult, nu acum doar de noastră, de când eram în state. Asta, această călătorie a început undeva acum uh, 20... Uh, 2000, deci 24 de ani. Cu toate că eram în 98 la Berkeley și de la un tip care îl chema John Laporta, am primit o carte pentru prima oară și se numea Think and Grow Rich. Cred că a citit în română, de la idei la bani. Cea mai proastă traducere ever. Uh, nu știu cine a tradus-o, mi de scuze. Uh, nu are nicio treabă cu una cu alta. Uh, n-am primit cartea, am primit doar titlul cărții și un, un citat foarte fain al lui Coleridge care spunea că nu no mai cât de mult talent ai, cât de mult, uh, cât de mult harai de la Dumnezeu, dacă nu muncești, dacă nu ești perseverent, dacă nu ești uh, consistent, nu vei realiza niciodată nimic. Asta am primit-o în 98, în vara lui 98, când eram la Berkeley și în 2000 uh, fostul meu socru mi-a dat cadou o carte care se numea Think and Grow Rich. Am citit cartea m-am îndrăgostit de ea și de momentul ăla mi s-a deschis acest orizont al căutării în lumea, în America, cum ar fi, cum se să spune, al personal development, self-development și căutarea asta, adică să devin continuu mai bun. Pentru foarte mulți ani am fost, așa cum am povestit și acum un an, într-o căutare a cum să devin mai bun și am, am început să merg la toate tot felul de seminare, de la Anthony Robbins, la Jack Canfield, la John Martini, toți cei din secretul, la John Maxwell, la Stephen Covey, uh, orice seminar și orice carte. Uh, am citit-o Del Corneghi, am fost la, el la, la, la ei la seminarii, la cei care nu mai erau în viață, cei care nu mai erau în viață, aveau diferiții uh, facilitatori care prezentau aceleași programe și, în esență, eu... Prin ceea ce făceam și la fiecare seminar care mergeam, încercam să ajung undeva. Mai târziu, după ani și ani de zile, să-mi dau seama că asta se trăgea de la faptul că am fost crescut într-o familie sau într-un mediu unde mi s-a spus în continuu, nu o să reușești, ești un pit, un țigan, un bou, un cretin și nu o să faci nimic în viață. Și aveam cele șase probleme ale self esteemului People pleasing, not, believing myself, perfectionism, le știți pe toate, toți cei care aici toți studiați asta și toți le aveți pe asta, mulți dintre voi. Altfel n-ați vrea să deveniți mai buni, deci sunt bune astea. Plus că aveam și o foarte mare doză de ADHD, pe care o vedeți și în ziua de astăzi, adică neurodivergent, care este bine într-un fel, pentru că creierul meu gândește altfel decât omul normal. Nu că ar fi ceva greșit cu omul normal. Toți suntem anormali în felul nostru. Uh, în anii ăștia de căutări, un lucru reieșea de fiecare dată. Și toți spuneau despre limiting beliefs. Limiting beliefs pe care cu engleza mea de atunci nu puteam să le traduc. Deci credințe limitative. Și lucrul de care vreau să vorbesc în seara asta, iarăși, nu am să vorbesc despre frică, pentru că frica este tradusă diferit și este curajul de a depăși frica. Uh, Fierul în engleză este false evidence of being real sau uh, mai e o traducere în engleză foarte bună alu, F -E a lui F-E-A-R, fuck everything and run. Ok, există mai multe traduceri. Așa, dar de data asta în română aș vrea să mergem la un singur lucru. Fiecare lucru pe care l-ați depășit, v-ați autodepășit și l-ați făcut și ați ajuns la un nivel, aceeași teamă, frică și gândire limitativă vă ține pe loc altfel, doar că este îmbrăcată altfel decât era îmbrăcată acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, într-o altă haină. Pentru <laughs> fiecare cu haina lui. Deci, este aceea, se numește, pentru cei care nu știu, se numește High Functioning Anxiety și de fiecare dată ia o altă față. Și de fiecare dată tu te, te autominți și spui de fiecare dată, pentru că acum nu e așa, acum sunt în relația asta, dar eram altfel atunci, atunci nu pot să dau drumul la facerea asta pentru că nu pot să fac aia. Atunci este exact același lucru, problema acelui copil interior care nu și-a depășit acel sentiment de a nu fi enough, dar nu fi destul. Nu sunt psiholog, nu sunt terapeut, am făcut destulă terapie, am făcut destule terapii convenționale, non convenționale, ciuperci, ayahuasca, tot felul de lucruri ca să pot să aflu lucrurile astea despre mine. Uh, oficial am spus asta, de cine mă înregistrează? Așa. Uh, dar cred că poate cel mai important lucru ar fi ăsta. Să înțelegi că orice, orice ai face, majoritatea dintre noi o să facem un mic exercițiu. Și o să vă rog puțin să închideți ochii. Doar 30 de secunde, da? Un minut poate. Da? Nu sunt magician. Vă rog mult, închideți ochii. Aveți încredere, nu vă fac mica și m-am jurat că nu mai fur. Deci nu vreau portofele, cu toate că sunt țigan. Așa că stați liniștiți. Și n-am niciun vârf aici, pentru voi, așa că nu-i problemă. Deci, închideți puțin ochii, relaxați-vă. Și o să facem, știți să respirați diafragmatic? Adică exact cum stă bebelușul jos, vă arăt sau știți? Și se umflă burta, deci facem așa. Și o să facem așa. O să inspirăm 4, o să ținem înăuntru 7 și o să dăm afară 8. Deci, ținem 7, 7, 6, 5, 4,

rămâneți cu ochii Așa. Și rămâneți cu atenția aici. La al treilea ochi, vă mă rog. Stați cu ochii și vreau doar să vă gândiți la un singur lucru. Dacă ceea ce trăiți acum este un vis, este realitate, sunteți vii sau sunteți morți? sau este o realitate creată de voi din mintea voastră? Sau există ceva care vi se poate întâmpla? Vreau așa să, să mergeți puțin în capul vostru să creați așa un haos. Cu toate că ați fost relaxați și înainte. Și fiecare, o să, o să primiți fiecare câte un răspuns. Ok, atât. Mulțumesc. Și am nevoie de cineva, acum, de 2 sau 3 voluntari, să ridice mâna să-mi să spună ce a simțit. Am, avem aici curajos sau nu? Ok, bagă. Mulțumim frumos! Altcineva. cineva? Hai, dă -i n -ai simțit nimic. E bine, e bine. E bine și asta. E bine. Mai departe? Te rog. Da, 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 chiar în timp serios. Perfect. Mulțumesc frumos. Pentru că noi, de, de fapt, nu facem altceva decât să experimentăm tot universul în conștiința noastră. Adică suntem o singură conștiință care are 9 miliarde de experiențe. Totul în același timp, un 1. Sunt curat după șase ani de zile, așa că nici mai beau, nu mai au nimic deci sunt ok. Doar ca idee vă spun. Ok, o să, mer să mergem puțin înapoi la frică. Să mergem puțin înapoi la frică, da? Frica și blocajele, adică lucru care vă ține în loc, mai ales la ceea ce vreți, acolo unde veți voi să ajungeți. Majoritatea lucrurilor pe care vi le doriți, Vreau să țineți minte asta, nu este a mea. Este luată și plătită foarte scump la o grămadă de seminarii pe afară, la, la gre, grei, 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 grei. Da? Și este extrem de important să o țineți minte. Și eu tot ce mi-am dorit și voi tot ce vă doriți, din punct de vedere material, financiar, spiritual, emoțional și tot ceea ce credeți voi că o să vă împlinească odată ce o să aveți, nu este decât pentru un singur lucru. Pentru că voi credeți că în momentul ăla o să vă simțiți altfel, o să vă simțiți mai bine. Credeți că lucrul ăla o să vă schimbe starea. Nu e adevărat. Starea voastră tot de căcat o să fie. Și am văzut-o eu. Da? Ideea este invers. Da? Așa toți vorbesc despre legea manifestării. Dacă tu ai starea bună acum și atragi lucrul ăla și atunci vei avea starea bună și acolo. Pentru că diferența nu are cum să schimbe ție intern ceea ce schimbi tu nimic din afară. Puterea este la tine internă. Adică dacă în contul ăla tu ai 10 milioane, 20, 50, nu este nicio diferență, așa cum știți, la cei care câștigă lotul sau la cei care pierde un picior sau o mână. După un an de zile au exact aceeași stare. Deci nici tu nu te vei schimba cum nici nu m-am schimbat. Și dacă ați văzut la lui Jim Carrey, îți doresc să ai toate miliardele de lume, toată faima de lume, ca să vezi că nu ai răspunsul. Deci nu l-ai răspunsul. Important e cum te, schimzi, cum te simți tu acum. Că dacă acum nu te simți bine când ești aici, când ai tot ce trebuie, nici cu 50 de milioane, nici cu o afacere de 1000 de angajați, nici dacă ești Jeff Bezos, nu o să te simți mai bine. O să fii la fel de mizerabil doar cu 100 de milioane în cont. Și mai, 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 există, mai există un lucru, că de obicei banii nu fac altceva decât să scoată în tine tot ce e mai rău. Adică sau arată ce e mai rău sau arată ce e mai bun. Să sperăm că cei care fac arată ce mai bun. Dar nu de am venit aici. aici e da voastră ce faceți. Important ce vreau să vă spun este așa. Felul în care poți să-ți depășești limitele, există o singură întrebare foarte, foarte clean. De ce vreau să fiu acolo? Și de cele mai multe ori noi nu întrebăm asta. Și ar trebui să faceți o listă cu o hârtie, pe care spui, poți să-ți dai până la 100 de răspunsuri. Majoritatea dintre voi, inclusiv eu, că am făcut aici de foarte multe ori și în State și în Australia și în Anglia și în mai multe locuri, o să vă opriți la 30. Trebuie să vă dați cu ciocanul în cohonez până nu mai puteți și să scrieți până la 100 de răspunsuri. Da? Doar ca să vă dați seama de ce vreți să ajungeți acolo. Pentru că există așa, sau mama, sau tata, sau bunica, bunicul, mătușa, unchiul, școala, profesora, profesorul, o, o elevă, o prietenă, o gagică care nu v-a băgat în seamă, un iubit, cineva care v-a creat un gol înăuntru vostru și voi vreți să dovediți acelei persoane sau vouă de atunci că na, pe măt eu pot să reușesc. Și aici vă spune Manta care a făcut asta, a fost 30 de ani și nu vă ajută cu nimic asta. Dacă ajungi la răspunsul tău 100% și îți dai seama de ce vrei lucrul ăla, o să existe o calmitate și o liniște. Nu o să fii anxios deloc răspunsul și o să te simți deja ca și cum l-ai. Și așa cum se spune, dacă știți în legea atracției și a manifestării, cel mai bun răspuns este ăsta. L-a spus în Biblie Matei acum, în, 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 în cartea cart, cărților, acum 2000 de ani cere, mulțumește ca și cum ai primit și vei primi. Deci mulțumește ca și cum ai primit. Adică tu trebuie să simți în momentul ăsta ca și cum ai lucrul ăla. Dacă tu pleci de la sentimentul că nu ai lucrul ăla, în continuu vei fi într-o lipsă nu și niciodată nu vei avea. Atunci înseamnă că nu e vorba despre faptul că tu ai o gândire limitativă. Ai un sentiment limitativ. Că tu primești de la Univers nu ceea ce gândești. Primești ceea ce ești ca stare. Dacă starea ta e de cacao, nu o să primești lapte, tot cacao o să primești. Dacă e lapte, să spunem că primești tot lapte. Deci, în concluzie, mai am 46 de secunde, să nu mă dau așa afară să fiu țigan serios, așa, în concluzie, aș vrea să vă spun un singur lucru. Totul, 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 nu este decât în înăuntru vostru. Și nimic nu vă poate schimba decât înăuntru vostru. Nu contează vocea părinților, nu contează ce care v-au spus sunteți deștepți, cretini, idioți, deștept frumoși, nimic altceva decât voi. Și puteți, puteți cu totul, vă spun 100%, orice vă doriți voi cu adevărat. Nu pentru ego, nu pentru a dovedi, nu pentru a arăta altora. Doar autentic 100% se va realiza. Și Universul va fi cu voi pe același drum ca să realizează lucrul ăla tot ce este din ego, tot ce este de a, dovedi, tot ce este de a arăta că sunteți mai importanti, mai tari, mai mașină mai șmecheră, mai... Nu se va întâmpla. Tot așa o să rămână, la fel de mică. Ok? Vă mulțumesc mult, mult succes! Mulțumim!